Găsesc, dragi copii, tineri și părinți, la o nouă ediție a podcastului Povești de viață, dăruit de către Spiritualitate pentru copii. Cititul este un act spiritual. Lectura ne deschide spre alte puncte de vedere. Cititul ne ajută să suspendăm preocuparea de sine, chiar și pentru o perioadă scurtă de timp, permițând în același timp altcuiva să intre în viețile noastre și să ne absoarbă în lumea sa. Cititul dezvoltă imaginația, intuiția, dorința umană de a intra în contact cu ceilalți, sentimentul valorilor morale abstracte și cunoștințelor unice care sunt transmise prin gândirea metaforică. Editura Sofia oferă iubitorilor de literatură spirituală bucuria întâlnirii cu cele mai bune producții ale spiritualității ortodoxe. Între volumele publicate puteți găsi opere clasice ale părinților bisericii, îndrumare duhovnicește ale sfinților din ultimile veacuri, scrieri de o arzătoare actualitate ale marilor duhovnici din secolul 20, tâlcuiri ale Sfintei Scripturi, sinteze dogmatice și de istorie bisericească, tratate de iconografie, alături de cele mai valoroase lucrări ale teologiei academice. Un loc important în planurile editoriale este rezervat cărților de psihoterapie ortodoxă, precum și celor privitoare la viața de familie și la educarea copiilor. Astăzi vorbesc cu invitata mea, Tatiana Petrache, despre importanța cititului de cărți de spiritualitate în educația copiilor. Bine te găsesc, Tatiana, și mulțumesc că ai acceptat invitația de a discuta astăzi. Bună seara! Este o bucurie și o onoare pentru mine să particip la această discuție și apreciez vorbele frumoase despre editura noastră. Într-adevăr, ne străduim să oferim comori ale spiritualității ortodoxe și universale. Mm-hmm. Și cum ar putea să încurajeze părinții copiii să citească astfel de cărți, astfel de comori, așa cum le denumeai tu? M-am gândit mult la lucrul acesta și mi-a venit în minte o anecdotă pe care mi-a povestit-o un prieten la un moment dat. Uh-huh. Se spune că o mămică vroia să-și dezvețe copilul de a mânca dulciuri în exces. Și s-a dus la un medic pentru că ea nu avea autoritate necesară. Copilul nu se lăsa convins de părinți și s-a dus la un medic ca să explice copilului cu argumente științifice de ce nu este bine să mănânce prea mult zahăr și prea multe dulciuri. Uh-huh. Și au ajuns la cabinet, mămica i-a explicat situația și medicul i-a zis: da, înțeleg, veniți peste o lună și am să vă spun. Peste o lună vine mămica și copilul la domnul doctor și îl întreabă: haideți, vă rog, spuneți-i, pentru că mănâncă într-adevăr prea multe dulce. Oh, doamnă, va trebui să vă mai amân o lună. Cum așa, domnul doctor? Da, chiar acum chiar nu pot să vă ajut. Bun, peste o lună, iarăși, vine la doctor. Domn doctor, ce puteți să-i spuneți copilului meu? Doamnă, să știți că încă nu pot să vă spun nimic. Mai veniți peste o lună. Și a treia oară, mămica vine cu copilul la domnul doctor și: ei, domnul doctor, ce puteți să ne spuneți? Mm. Pot să vă spun că nu e bine să mâncați dulciuri. Cum, domnul doctor, de atâtea ne-a spurtat pe drum 3 luni și ne spuneți o propoziție, nu este bine să mănânci dulciuri? Da, doamnă, pentru că până acum și eu mâncam prea multe dulciuri. Am avut nevoie de 3 luni ca să țin o dietă și să pot să vă spun ceea ce fac eu însumi. Mm-hmm. Adică m-am dezbărat și eu de acest obicei prost și nesănătos de a mânca dulciuri în exces. Mm-hmm. Cum pot părinții să-și încurajeze copiii? Păi,
În primul rând, citind ei înșiși, nu poți să transmiți ceva ce nu ai. Nu poți să transmiți dragostea pe care tu nu o ai. Cred că cel mai simplu și cel mai important este să citească părinții înșiși. Dacă părinții ar avea această dragoste și dascălii, profesorii față de ceea ce vor să transmită, atunci această vor insufla de la sine în cei pe care vor să învețe. Este pasiunea se transmite. Dacă într-o casă există această preocupare pentru lectură, pentru cultivarea spirituală, intelectuală, duhovnicească, ea se va transmite de la sine. Dacă părinții citesc, dacă sunt văzuți de copiilor cu o carte în mână și dacă ei înșiși dezbat aceste lucruri, în mod firesc vor transmite și copiilor. Deci, după mine, primul pas și cel mai important este ca părinții înșiși să citească. Nu contează atât de mult strategiile, metodele, listele. Sunt profesor și eu și recomandăm copiilor liste întregi de lecturi suplimentare în care noi nu credem adesea, pe care nu le recomandăm cu suficientă convingere ca ei să vrea să facă lucrul acesta. Copilul are sufletul curat și sensibil și va simți mai degrabă duhul pe care tu îl transmiți decât mesajul pe care îl rostești. O să vă spun, ca profesor, am avut ocazia să văd printre elevii mei copii care sunt pasionați de lectură. Imaginați-vă că am un elev care în clasa a 5-a citește Herodot, wow. Un alt elev care în clasa a 7-a citește Dostoevski, alți copii care... Vreau să-i plâns și eu pe copiii aceștia. Te invităm la noi la școală. Te invităm la noi la școală. Ar fi minunat să facem un eveniment despre lectură, un atelier, ceva de felul ăsta. Da. Sunt copii care citesc lucruri pe care eu încă nu le-am citit și uneori schimbăm listă de lectură. Alți copii care nu sunt preocupați și fiind uimită de situația asta, m-am dus să-i întâlnesc pe părinții lor. Și într-adevăr există o mare diferență între familiile în care se citește, în care părinții înșiși citesc înainte cărțile pe care le recomandă, și înăuntru lor sunt pasionați de cultivare, de cultivarea duhovnicească și intelectuală și culturală, cum vreți să-i spuneți. Sunt copii care nu sunt interesați de nimic, care nu sunt interesați decât de șicanii, de discuții fără sens, de lupte de întâietate, și alți copii care sunt preocupați de lucruri profunde la care nici eu, ca profesor, nu m-am gândit până acum. Am un elev care citește, a citit Jocurile Foamei, de pildă, și alte... Vă spun, schimbăm... uneori le cer să-mi dea ei liste de lectură, apropo de recomandări, de lecturi suplimentare. Da. Și legat de lucrul acesta, al doilea aspect, deci dincolo de faptul că părintele însuși trebuie să fie pasionat de ceea ce vrea să transmită, sau profesorul, este dezbaterea. Ce sens are să citesc dacă dincolo de lectura în sine eu nu văd niciun folos? E nevoie să dezbată părinții și copiii, sau mă rog, nu neapărat părinții, un mentor, cineva care să joace rolul acesta. Să existe o dezbatere de idei, să înțelegi la ce e dincolo de textul acela. Da. Și pentru că am ajuns aici, dar haideți să vedem ce ar fi dincolo de textele în sine pe care le citesc copiii. Adică aici mă refer la, haide să amintim câteva dintre beneficiile pe care cititul l-ar avea în viețile copiilor. Întâi de toate, textul este consemnarea unei experiențe de viață.
Este o experiență pe care au câștigat-o generațiile anterioare, indiferent pe ce este scris, apropo vorbeam de cărți, da. Mesajul acesta s-a scris în antichitate pe cărămizi, pe piatră, pe nisip, Mântuitorul a scris pe nisip. Da. Este o experiență de viață acumulată și transmisă în felul acesta. Este că este vorba de o consemnare istorică, de cunoștințe științifice, de experiență duhovnicească, de experiență dumnezeiască. Da, este o experiență. Și mi-aduc aminte de o apoftecmă, nu mai știu de unde este, dar spunea ceva de genul că omul înțelept învață din experiența celor dinaintea sa, da. Omul obișnuit învață din propriile experiențe și omul fără minte nu învață din niciuna, nici din experiențele sale, nici din experiențele înaintașilor. Da, este o experiență consemnată. Și pot să vă spun propria mea experiență, că persoana care pe mine m-a insuflat să citesc și să caut experiențele celorlalți a fost bunicul. Vorbeam despre nevoia unui mentor și de nevoia de dorința copilului de a vedea un exemplu la celălalt, în familie sau dacă nu există în familie, în altă parte. Bunicul era un om simplu, avea decât 4 clase, dar era foarte preocupat și pasionat de lecturi. Vacanțele mi le petreceam acolo. Și ori de câte ori citeam câte ceva, îmi plăcea să împărtășesc cu el acele experiențe. Efectiv dezbăteam cărți, dezbăteam politică. Cred că bunicul a fost primul analist politic din viața mea. Era în perioada dinainte de Revoluție și cu el era pentru mine sursa unei alte realități. Îmi povestea despre ce exista înainte de 46. Împreună ascultam Europa Liberă, povesteam o mulțime de lucruri despre tradiția populară, despre istorie și dincolo de discuția în sine, el mi-a fixat niște criterii de înțelegere, niște puncte de reper, un anume discernământ, atât în interpretarea lecturilor, cât și în interpretarea propriilor mele experiențe de viață. De aceea cred că, da, lectura este foarte importantă în analizarea și în evaluarea acestor experiențe, dar în familie sau în școală, undeva, nu toți copiii au această șansă în familie, este important să-și formeze un criteriu de valori, să aibă propriul lor să dobândească discernământ, așa, la nivelul lor, să poată până la urmă copilul citi orice și să poată singur să evalueze experiența de lectură sau experiența de viață pe care o are. Și există, bineînțeles, o multitudine de cărți din domenii diferite. Tu spuneai că bunicul tău te transporta așa într-o altă realitate, în realitatea aceea anilor dinainte de 1946. Ai învățat istorie politică de la el. Dintre toate aceste domenii atât de vaste, pe care este cumva indicat să le atingă copiii, astfel încât să poată să beneficieze de cât mai multe avantaje? Da, este foarte greu să recomanzi ceva, un domeniu anume, dat fiind că fiecare copil, fiecare om are propria personalitate, propria vocație, propriile harisme. Mai degrabă, cum spuneam, aș prefera să lăsăm liber să simtă, să se cunoască pe sine și să aleagă el însuși.
Ceea ce cred că aceasta este, da, este dovada unei educații reușite atunci când copilul ajunge să se cunoască pe sine însuși. În ultima vreme am citit și m-a preocupat metoda socratică de educație, maieutica lui Socrate. Principiul lui era că, bine, este un filozof păgân, mă rog, însă e foarte interesant și cred că noi, dascării, ar trebui să pornim de aici. Adevărul, zicea el, se află în fiecare și printr-o succesiune de întrebări și răspunsuri trebuie să-l faci pe celălalt să conștientizeze el însuși adevărul respectiv și să înțeleagă el însuși ceea ce este potrivit pentru el, așa cum și într-o interacțiune cu un psiholog sau la un nivel mai profund cu un părinte duhovnicesc, soluția trebuie să o găsească omul însuși. Nu ți-o poate servi de-a gata cineva, nici duhovnicul, nici psihologul. Un părinte care știe să-și duce copilul va ajuta să-și găsească singur soluțiile. Ce pot să spun despre mine? Eu, trecând prin mai multe crize existențiale, să le spunem, am încercat să găsesc acel domeniu care îți oferă soluțiile. După ce am cercetat mai mult în domeniul științelor, artei, la un moment dat am vrut să mă fac regizor, apoi am vrut să devin jurist ca să fac dreptate. M-am pregătit 2 ani pentru regie de film, 2 ani pentru drept, ca să ajung în cel din urmă la teologie. Pentru că mi-am dat seama că de asta avem nevoie în primul rând. De acea învățătură care îți dă o soluție completă, practic, în viață. Da. Și îndrăznesc acum să te întreb ceva mai personal, dacă vrei să mă răspunzi. În aceste momente pe care le-ai amintit tu de criză existențială, te-a ajutat o anumită carte sau poate mai multe să treci peste perioadele acestea? Și dacă da, așa cum ai spus, te rog să amintești așa, să le amintești. Întâi de toate vreau să precizez că mie niciodată nimeni nu mi-a spus ce să citesc. Din fericire sau din nefericire. Părinții mei mi-au lăsat libertate de plină în privința asta și am citit, cum se spune, ce mi-a căzut în mână. Până în 89 simțeam că ceva lipsește, simțeam nevoia unei lăuntric, unei libertăți de a citi și de a spune și de a asculta orice. De aceea, îndată după Revoluție, în liceu fiind, am început să citesc toată literatura aceasta interzisă în perioada comunistă. Pe atunci nu mergeam la biserică, eram departe de Dumnezeu, cum se spune, dar simțeam un mare gol interior și am citit literatura despre închisorilor, am citit De-a Valma, Emil Cioran, Blaga, mai mult decât să mă ocup de școală, citeam cu o mare sete toate aceste cărți, fără o structură anume. Și eram uimită să descoper abia atunci ce oameni extraordinari existaseră înaintea mea în perioada aceea de, o simțeam ca pe o absență și ca pe o ipocrizie generalizată, ce oameni extraordinari au existat și ce mărturii au dat. Și mi-aduc aminte, cred că aveam 16-17 ani citind din literatura închisorilor, chiar mă rugam, deși nu credeam în Dumnezeu atunci, îmi doream foarte mult să cunosc astfel de oameni. Dacă mai există supraviețuitori, îmi doream să
cunosc măcar pe unul dintre ei. Ei, și la un moment dat, printr-o minunată întâmplare, și în urma acestei dorințe sau rugăciuni, cum vreți să-i zicem, am ajuns la mănăstirea în timp și l-am cunoscut pe părintele Adrian Făgețeanu, care a fost unul dintre acei eroi pentru mine, despre care citisem în literatura închisorilor. Da, așa a început pentru mine descoperirea de la cărți, pornind de la cărți. Din dorința mea de a afla ce s-a întâmplat în perioada comunistă când nu aveam acces la aceste cărți, la această cultură, la această literatură. Da. Sunt foarte interesată să aflu, da, pentru că cu toții la un moment dat avem niște momente mai grele, mai de încercare, da, când poate nu mai găsim calea, nu mai găsim sensul, poate. Tu spuneai, da, de aceste momente ale tale existențiale. Atunci au fost, te referai la acelea din perioada aceea sau au fost unele și mai recente, și dacă da, poți să ne spui acum mai recent ce cărți ai mai citit în aceste perioade care te-au ajutat? Mi-aduc aminte de un cuvânt al părintelui Rafael Noica la prima întâlnire pe care am avut-o cu Sfinția sa. Eram tot în prima tinerețe. La o conferință a fost întrebat care a fost cea mai mare criză pe care a traversat-o. Și părintele a spus foarte inspirat că fiecare criză este cea mai mare. Fiecare criză prin care trecem este cea mai mare. Da, și într-adevăr, crizele acestea sunt niște prilejuri de urcușuri și în momentul acela de maximă încordare vine un răspuns, fie printr-o lectură, fie printr-o întâlnire, fie printr-o spovedanie. Au fost, da, într-adevăr, mai multe etape. E greu să trec acum prin ele, însă... Una, două... Da. A fost perioada studiilor de teologie, unde, da, după ce am terminat un liceu de informatică, am terminat Tudor Vianu, am luat o hotărâre care a surprins pe toată lumea, dintre cunoscuți și familie, și m-am dus la teologie, din dorința de a afla metoda tămăduirii, pentru că mă simțeam un om foarte zbuciumat și credeam că trebuie să existe o metodă, o cale, o terapie. Așa am făcut teologie, care, da, nu pot să spun că mi-a dat răspunsuri, dar în paralel cu facultatea de teologie am fost tot timpul alături de părintele Adrian de la mănăstire. Și așa am descoperit literatura despre rugul aprins, despre rugăciunea inimii. O foarte multă vreme am fost pasionată de scrierile părintelui Daniel Sandu Tudor și de tot ce a însemnat literatura intelectualilor din jurul rugului aprins, care în acea perioadă de agresiune a materialismului, a ateismului, încercau să creeze și o cultură, dar și un cadru, o societate întemeiată pe rugăciune și pe viața liturgică. Inclusiv oameni de știință, poeți, știm foarte bine cine a participat la aceste întâlniri. Apoi a fost a doua etapă, momentul în care tot prin părintele Adrian, de altfel, am înțeles că este esențial pentru noi, creștinii, să cunoaștem scrierile Sfinților Părinți,
Așa am ajuns să studiez în Grecia, să vreau să fac această nouă aventură, să trec în această nouă aventură, ca la vârsta când toată lumea se așează, își face familie, se aranjează, eu să plec într-o nouă aventură. Da, am plecat, am studiat limba greacă și pot să spun că, într-o anumită măsură, acum am instrumentele necesare pentru a citi scrierile Sfinților Părinți și împlinind în felul acesta ascultarea și recomandarea părintelui care spunea că dacă eu n-am putut să fac asta pentru că au fost condițiile care au fost, măcar voi să fiți în stare să-i citiți pe Sfinții Părinți. Este cea mai înaltă cultură pe care și înțelepciune pe care a dat-o omenirea până în momentul acesta, atât la nivel cultural cât și la nivel duhovnicesc. Acești mari sfinți au ajuns la cele mai înalte experiențe și le-au putut și consemna. Dacă avem nevoie de literatură rafinată și plină de înțelepciune, de filozofia științei, dacă vrem, de filozofia istoriei, de tălcuirea Sfintelor Scripturii, acolo le vom găsi cu siguranță. La ei, în primul rând, și este un punct de plecare, pe care, din păcate, cultura noastră, întemeiată pe filozofia modernă, pe iluminism și tot ce a însemnat o cultură a raționalismului, le-a trecut cu vederea și, din păcate, nevalorificându-le, am ajuns să trăim într-o societate în care, practic, rațiunea noastră ne distruge. Suntem o civilizație a rațiunii. Hai să ne întoarcem, Tatiana, la copii. Și știu că și voi aveți foarte multe cărți de spiritualitate pentru copii. Aveți foarte multe povești, povestiri din viețile sfinților. De ce este bine pentru copii să citească și astfel de cărți? Și mă întorc și la părinți. Cum pot să încurajeze și să arate părinții frumusețea și toată profunzimea și înțelepciunea care se află în astfel de cărți copiilor? Da, într-adevăr, avem mai multe publicații, este și seria aceasta pentru cei mai mici creștini. Există cărți pentru copii de vârste mai mici, pentru adolescenți, romane, beletristică, vieți de sfinți, basme cu conținut creștin. Acum mai recent au publicat basme românești ale lui Virgil Gheorghiu. Există material nu suficient de mult și nu suficient de elaborat, după părerea mea, în comparație cu materialele de genul ăsta care există în Grecia, de pildă, în limba greacă, acolo se scrie foarte mult. Înainte însă de a vorbi de recomandări, aș vrea să subliniez că este important ca dascălul sau părintele să-și dea seama în ce stadiu este copilul. După părerea mea, sunt două mari categorii. Sunt cărți ale căutării lui Dumnezeu pentru cei care încă nu sunt convinși și nu cred încă. Și mă gândesc la mine, nu mi-ar fi plăcut la vârsta copilăriei să fie cineva care să mă bate la cap, să mă facă cateheze și să mă plictisească cu lucrurile astea. Eu sunt omul care dorește să descopere singur, să aibă această bucurie a descoperirii pe cont propriu, cumva. Pot să spun că în copilărie bunicele mele m-au tot dus la biserică, dar mi se părea, mărturisesc, foarte plicticos și atât de rudimentar încât nu prezenta niciun fel de interes pentru mine. Să la biserică.
Și toate poveștile lor cicălitoare nu m-au atras prea mult. Da, deci există, dacă copilul nu este încă insuflat, nu are încă dragoste și pot să-l înțeleg foarte bine. Pentru că nici noi ca adulți și de multe ori nici biserica nu se preocupă de ajuns de copii. Să se le vorbească pe limbajul lor și să fim atenți la adevăratele lor crize și probleme. Nu e suficient doar să reții niște lecții și cursuri și să... Da, deci sunt cărțile Căutării Dumnezeu, există mulțime de opere, literatură universală care semnalizează omului că există ceva dincolo, că există o frumusețe care depășește granițele acestei lumi, că există nevoie dincolo de cele materiale, dincolo de plăcerile de moment. Și apoi, pentru cei care l-au descoperit și cred cu toată ființa lor în Dumnezeu, este nevoie de acele cărți de catehizare, însă făcute și scrise cu insuflare și cu convingere, pentru că dacă tu ca scriitor sau ca profesor sau ca părinte nu ești convins de ceea ce spui, nu te va, copilul nu se va, nu va primi, nu te va, nu se va acorda credit. De aceea revin la autenticitate. Da. În editura Sofia are cărți pentru ambele categorii. Da. Există o serie pentru adolescenți. Sunt cărțile acestea. Seria aceasta, Poliana, Ana, N. Mi l-am notat aici o grămadă de titluri. Audea secretă. Apoi un foarte interesant roman despre perioada lui Nero. De curând am recitit Micul Prinț și am văzut și un film de desene animate făcut în 2015, foarte reușit pe tema asta. De pildă, e un punct de plecare. Sau Momo, al lui Ende. Sau Alice în Țara Minunilor. Depinde de unde pornești. Însă, cum spuneam, e nevoie să vedem în ce stadiu suntem, în ce stadiu este copilul. Ce poți să-i recomanzi? Nu poți să-i recomanzi unui adolescent rebel, știu și eu, o cateheză. Da. Sau vieți de sfinți. Mai întâi trebuie să vadă dacă are nevoie de asta. Mi-aduc aminte că în perioada mea de răsfrătire adolescentină, citeam literatura existențialistă, citeam literatura absurdului și... Fiind o vreme în care și viața mea trecea prin multe încercări, simțeam o nevoie lăuntrică să existe Dumnezeu. Adică mi se părea prea urât, prea absurd totul fără El. Și atunci, cred că aveam, da, vârsta marilor răsfrătiri, 16-17 ani, aproape un an de zile mă rugam în fiecare zi când îmi aduceam aminte, deși nu credeam în Dumnezeu, mă rugam, Doamne, Doamne, vreau să existi. Deci, cred că asta este succesul unei bune povățuiri și mai ales a rugăciunii să-l faci pe celălalt sau cumva să ajungă să vrea asta. Dincolo de orice listă de lecturi. Văd copii care sunt crescuți în familii creștine și care au ajuns la o saturație. S-au plictisit de mers la biserică, s-au plictisit să li se tot spună ce să citească. Ei nu descoperă pe compropriu. Dacă nu există o criză, o zbatere, dacă nu i-a acordat libertatea de a vedea el însuși, de ce are nevoie, dacă nu ți-asumi riscul acesta pe care Dumnezeu însuși îl asumă cu noi, cu fiecare,
de a ne acorda libertate, nu va fi eficient, pentru că ceea ce dobândești cu mari eforturi și cu mari suferințe, acel lucru nu-l vei abandona. Un om care l-a dorit cu toată puterea pe Dumnezeu și l-a căutat și cumva a găsit un răspuns, acel om nu va abandona. Nu va abandona nici biserica. Sunt copii care au crescut de mici și au fost ovediți, împărtășiți și acum nu mai merg la biserică. De ce? Pentru că li s-a spus să facă. Au fost trași de mânecă în continuu. Nu cred că asta e o soluție. Da, așa, o listă de cărți aș putea să fac. Da, dar până la urmă, mai mult decât aceasta este felul cum ne raportăm noi la ei și cum reușim, ca Socrate, să-i lăsăm să-și dea propriile răspunsuri. Tatiana, spuneai la începutul discuției despre această idee de a organiza seri de lectură. Voi la editură organizați evenimente de lectură pentru copii, lectură de carte spirituală? Asta e o bună idee. Până acum nu am organizat asemenea evenimente. Am avut niște lansări de carte. În plus, în ultimii ani, de când cu pandemia, a fost și mai greu să ne întrunim. Dar deja avem discuții să valorificăm cumva online această... Să facem niște ateliere online, deși... pe de altă parte, avem o ezitare în ce privește folosirea acestui mediu virtual, da. De pildă, în ce privește propriile mele cărți, da, vom face niște prezentări, niște lecturi, niște mici clipuri de prezentare și e un punct de plecare. Adevărul este că editura Sofia, deși are multe publicații pentru copii, cumva abia în ultimii ani s-a dezvoltat mai mult pe această linie. A fost mai degrabă preocupată de publicațiile pentru adulți, dar da, descoperim și această linie. În general, pot să spun, după o experiență de 13 ani în Grecia, că la noi în țară încă nu se valorifică și nu se acordă suficientă atenție unei adevărate cateheze pentru copii, care să se facă în fiecare parohie, să existe oameni dedicați și bine pregătiți pentru a face această lucrare cu copiii. Acolo, în fiecare parohie, în fiecare duminică se fac cateheze pe categorii de vârstă, există foarte mult material didactic de bună calitate, scris de ei, de greci, da? Grecii nu preferă să traducă, preferă să scrie și bine fac. Mă întreb de ce noi românii, care suntem un popor atât de creativ, nu avem curajul să scriem mai mult, să preferăm să traducem, de ce? De pildă, literatura aceasta pentru adolescenți este preluată din zona neoprotestantă, neoprotestantă, pentru că ortodoxii nu prea scriu așa ceva. Din păcate. Uite o întrebare aici pe care oricum vreau să ți-o pun, dar fiindcă tot ai amintit. De exemplu, editurile și editura Sofia, cum ar încuraja autorii de carte spirituală să creeze și să scrie și cărți de spiritualitate pentru copii? Pentru că și asta este important. Ok, scrie, dar după aia trebuie să ai și această deschidere, acest canal de a ajunge scrierea ta la publicul tău. Da, este greu să răspund la această întrebare. Nu știu să existe o strategie în sensul ăsta.
pot să vă vorbesc despre mine, pentru că editura... Da, că ai cărți scrise și... Da, editura Sofia m-a preluat cu multă... Mi-a acordat foarte multă încredere de la început. Bine, există o colaborare în spate. Am lucrat pentru editura Sofia de mai mulți ani. La un moment dat, doream să le propun să scoată niște... să traducem niște cărți pentru copii ale unei edituri cunoscute din Atena și ne-am dat seama că e prea scump, că asemenea cărți putem să scriem și noi, de ce să nu le scriem noi, de ce trebuie să le traducem. Și așa a început această serie Sărbători mari pentru cei mici, pe o zonă de catecheză liturgică care în limba română nu este acoperită. Există vieți de sfinți, există povățuiri, întâmplării duhovnicești, dar o literatură care să învețe pe copii ce sunt marile sărbători, de ce mergem la biserică, există, dar este încă insuficientă. Au primit cu toată încrederea această propunere a mea de a scrie eu aceste cărți și venind pe o zonă care nu e, au acceptat proiectul, am găsit și un ilustrator foarte bun, pentru că este esențial să ai un ilustrator bun la cărțile pentru copii, este jumătate din succes, jumătate din succes reprezintă ilustrația, da, și într-adevăr am avut succes și am avut un impact bun. Depinde și de propunerile care vin, adică nu este atât problema editurilor, după părerea mea, cât o să-i spun lipsei de autor sau mai degrabă a lipsei de curaj de a scrie. Câtă literatură pentru copii există în limba română în comparație cu alte culturi. Pot să vă spun că astăzi în limba greacă se scrie enorm. Literatura pentru copii este foarte bogată. Sunt autori care au câte 50 de cărți. Și sunt pe zone, de pildă zona aceasta catehetică. Este uriașă oferta de carte și se consumă foarte multă carte. Pe liturgică, vieți de sfinți, povești cu tâlc, foarte, și sunt foarte frumoase. Există și ilustratori specializați pe zona asta, pe zona asta de cărți ortodoxe. Ilustratorul trebuie să îmbine arta icoanei cu arta desenului, ceea ce nu este foarte simplu. Mie uneia mi-a fost foarte greu să găsesc un ilustrator român care să poată să facă așa ceva. În cel din urmă, după a treia încercare, l-am găsit. Există de asemenea la ei foarte multă literatură de istorie, Elena, foarte, foarte bine realizată pe epoci. Imaginați-vă zeci de cărți numai despre bătălia de la Termopile. Apoi literatură fantastică, bazme, și toate acestea sunt creații actuale. Sunt autori care acum produc, acum scriu. Noi de ce nu putem, nu știu, că îi numărăm pe degete pe autorii români? E păcat. Ar trebui să vină dintr-o nevoie a lor, nu poți să scrii pur și simplu. Da. Nu știu, cum ar putea să fie o strategie de încurajare a autorilor români? Nu-mi dau seama. Dar există, din ceea ce știi tu, poate, nu știu, la voi, la editură sau în alte părți, da, și autori copii de carte spirituală? Nu știu să spun. Cred că au fost ceva, caietele lui Vlad, dacă nu mă înșel. La editură nu există, dar există la noi în școală. Lucrez la Școala Copil Dorit. Avem copii care scriu poezie, care scriu povești, care își fac propriile lor cărticele. Evident, nu au fost publicate de o editură, dar sunt încurajați în sensul ăsta de către profesorii lor să devină autori.
Și e o experiență interesantă pentru ei. Da, nu avem autor copii la editură. Dar la voi acum la editură faceți și evenimente de carte spirituală pentru copii și, mă rog, în perioada asta bănuiesc că evenimentele în mare parte se realizează online. Dar există și evenimente de carte de spiritualitate pentru copii? Pentru a încuraja părinții și copiii, da, să... Da, nu, din păcate nu avem încă asemenea evenimente. Ne-am propus să facem pentru seria aceasta de cărți despre nașterea Domnului, despre Crăciun, în colecția de care v-am spus și pe care am inițiat-o, Sărbători mari pentru cei mici. Am o serie de cărticele despre așa numitele praznice ale întrupării, ale arătării Domnului, Crăciunul, Tăierea Împrejur și Boboteaza, se numesc, mă rog, Crăciunul, Anul Nou, Boboteaza cu Sfântul Vasile. Și ne propunem să facem niște ateliere cu copiii. Am făcut o asemenea prezentare la școală anul trecut, când am vrut să îi surprind pe copii spunându-le că nașterea Domnului, Crăciunul, nu are legătură cu zăpada și nici cu moșuleți cu barbă albă. Și a fost o experiență reușită. Copiii au făcut apoi și un mic filmuleț de animație cu figurine din plastelină, pe baza acestor povestiri. Da. E o idee, da, de a vă dezvolta și în practică. Da, în plus, tot în colaborarea dintre editură și școală, pe baza a două dintre cărți, am făcut cu copiii teatru radiofonic, s-a concretizat în două CD-uri, Doamna Păresimilor și Doamna Cinzecimii, în care copiii au interpretat rolurile sub îndrumarea domnului regizor Mihai Lungeanu și a domnului Sabin Treda, care a condus corul Saltic, pentru că au fost și partea de teatru și partea de cântări saltice. Aceste două cărți, Doamna Păresimilor și Doamna Cinzecimii, prezintă perioada liturgică dintre începutul postului mare și pogorârea Duhului Sfânt, incluzând, evident, și având ca punct de referință învierea Domnului, Paștele. Sunt acolo două bunicuțe care le povestesc copiilor ce se întâmplă și de ce postim și ce este învierea și ce este pogorârea Duhului Sfânt. Iar copiii de la școală au interpretat ca teatru radiofonic aceste povestiri și au și cântat, au învățat să cânte cântările bisericești respective foarte frumos într-o adevărată, autentică muzică psaltică. Asta am putut să facem cu ei și cred că a fost o experiență reușită. Dar există de pildă că doamna Veronica Iani face ateliere cu copii foarte interesante. Chiar ne propunem să luăm ca model tipul ăsta de eveniment. Tatiana, mai înainte de întrebarea de final, da, așa vreau să te mai întreb ceva, o întrebare pe care dau-o pun tuturor invitațiilor mei, fie că sunt ei copii, tineri sau adulți. Ce înseamnă pentru tine spiritualitate? Știu că poate fi un răspuns foarte complex și poate și din mai multe perspective, dar așa cum încercând să rezum în câteva propoziții, idei. Îmi aduc aminte că părintele meu duhovnicesc,
care m-a ocrotit și m-a povățuit cât timp am fost pe meleaguri străine în Grecia, mitropolitul Ierofilos Vlahos, spunea adesea că omul este o ființă insuportabilă, greu de suportat, pentru că nu este mulțumit de nimic. Orice am dobândit, rămâne un gol, rămâne ceva ce ne lipsește, rămâne un dor după ceva ce n-am atins încă. Dacă avem faimă, poate n-avem dragoste sau n-avem destule susținere, n-avem o familie minunată, nu avem, știu și eu, banii. Dacă avem familie, dorim altceva. Observ că mai toți apropiații mei tânjesc după ceva. Cei care au ceea ce-mi doresc eu, doresc ceea ce am eu și viceversa. Dacă citești mărturiile, biografiile, autobiografiile marilor oameni la care ne uităm mare admirație, vedem că fiecare suferă de ceva. Și în convorbirile noastre îmi spunea adesea Părintele Ierotei, ceea ce știm așa teoretic cu toții, că omul nu se poate odihni, nu-și poate găsi împlinirea decât în Dumnezeu, indiferent ce ar face, indiferent câte realizări ar avea, indiferent cât de fericit ar fi în ochii lumii. Pentru mine spiritualitatea, duhovnicia, duhul, da, asta înseamnă, deși nu am ajuns la asta, să atingi această împlinătate în Dumnezeu. Este scopul ultim și singurul pentru care merită să faci eforturi până la urmă și singurul care îți astâmpără acest dor continuu după altceva. Până la urmă, spiritualitatea este această cultură a Duhului despre care ne vorbea Părintele Rafael Noica, este acea metodă prin care putem să-L dobândim pe Duhul Sfânt, să dobândim Harul, ca să ne putem simți împliniți. Există oameni care nu au nimic și sunt fericiți, au acea cunoaștere de la Dumnezeu, cum este un Sfânt Porfirie, un om fără cultură prea multă. Și vreau să vă spun, acum mi-a venit, da, ideea. Eu pregătisem de mult, dar l-am uitat să o spun. Vedeți, această experiență a omenirii pe care o numim cultură și care este consemnată în cărți, despre care vorbim, da, încercăm să ne motivăm pe noi înșine și să-i motivăm și pe copii să citească, a fost scrisă pe diferite suporturi. Pe hârtie, pe papirus, pe piatră, pe cărămidă. Mântuitorul a scris pe nisip. Prorocii spun că Dumnezeu, că cei ce sunt insuflați de Dumnezeu vor vorbi de la Duhul Sfânt. Și citeam de o zi într-o scriere a Sfântului Grigorie Sinaitul că adevărata noastră carte este Duhul Sfânt. Acolo este miza. Minunat. Și Dumnezeu scrie pe inimile noastre. Mi-aduc aminte de șocul pe care l-am avut când am început cursul de Noul Testament cu Părintele Constantin Coman, care ne-a spus, începând noi să studiem despre Evanghelia după Matei, că în mod normal nu ar trebui să avem nevoie de scripturi, nici de cărți. Astea sunt o dovadă a căderii, faptul că omul are astăzi nevoie de carte. Spiritualitatea este această descoperire, după părerea mea, a ceea ce a scris Dumnezeu în inimile noastre.
Și așa aș începe Sfântul Ioan Gură de Aur, tâlcuirea la Evanghelia după Matei, spunând că în mod normal ar trebui să știm de la sine și să le descoperim din inima noastră. În momentul acela am dobândit și am ajuns la spiritualitate. Când nu vom avea nevoie de cărți, după ce vom fi asimilat toată înțelepciunea scrisă în cărți, adevărata înțelepciune pe care ne-a lăsat-o omenirea, înțelepții. Da. Foarte frumos, minunat. Să știi că o să mă inspir de la tine. Da. Atunci când da, o să fiu întrebată și eu la rândul meu. Îți mulțumesc mult, Tatiana, pentru această discuție. A fost o bucurie și pentru mine. Și unde te pot găsi părinții, copiii care vor să afle mai multe despre cărțile tale și despre cărțile de la editura Sofia, despre evenimente, tot ceea ce faceți voi? Am să-ți las contactele mele. Eu sunt și colaborator al editurii Sofia și lucrez și la Familia Ortodoxă, la revista Familia Ortodoxă. Uh-huh. Îți voi lăsa contactele dacă este nevoie și de asemenea să știi că lucrez la o bibliografie pe vârste și pentru școală și am să ți-o transmit și ție și poate o îmbogăți împreună, poate ar fi bine să colaborăm mai mulți pentru a alcătui o strategie de lectură, deși, cum spuneam, esențial este ca părinții sau mentorii să-i ajute pe copii să-și descopere propriile nevoi și să aibă discernământ în evaluarea oricăror lecturi. Perfect, mulțumesc din suflet, Tatiana. A fost eu mulțumesc.